Zi de mare sărbătoare la Piatra Șoimului, aflată la cea de-a noua ediție, Ziua Comunei a fost un real prilej de bucurie și de reîntâlnire a fiilor satului, mulți dintre ei plecați în străinătate pentru a avea un trai mai bun. Câteva sute de locuitori din Piatra Șoimului au venit să se bucure cu mic cu mare de realizările cu care se mândrește conducerea administrației publice locale din comună. Muzica, distracția și voia bună au făcut ca la ora 12:30 spațiul destinat ceremoniilor și spectacolului să răsune de bucurie. Bugetul este așa cum este, nu numai la noi, în toată țara, chiar în toată Europa, dar din puținul care este, am făcut cât posibil, atât eu primarul, cât și consilierii, și am înțeles aspectul, să continuăm acea tradiție care tot noi am început-o, că este păcat. Facem această tradiție de a noua ediție, o facem în luna asta, în luna august, pentru că este luna de vârf, ca să putem spune așa. Pentru că aș da un exemplu numai la comunitatea noastră. Comuna Piatra Șoimului are în jur de 8640 locuitori, din care peste 3500 sunt plecați în străinătate. Majoritatea în Italia, Germania, Spania, deci în străinătate. Acum este momentul și timpul, că multe lume m-au întrebat, domnule, dar ce faceți așa, că se fac la multe? Majoritatea comunilor fac acum, pentru că este momentul cheie, luna cheie, în care vin stranierii, cum îi spunem noi, acasă, pe toate. Am stat de vorbă cu cetățenii, am înțeles că sunteți un primar gospodar aproape la al patrulea jumate, cicerea mandat. Nu știu, nu vreau să mă laud eu, dacă spun ei, înseamnă că așa o fi. Eu am un principiu în viață, decât să ne lăudăm, mai grabă să tăcem, să facem. Vin cu bucurie în comuna Piatra Șoimului, ori de câte ori mă invită domnul primar. Am la Piatra Șoimului un prieten, un om serios, un om care a demonstrat că atâta timp cât a condus și va conduce comuna Piatra Șoimului, comuna Piatra Șoimului va fi una din cele mai prospere și mai frumoase comune al județului Neamț. În mod tradițional, aleșii poporului nu au putut lipsi de la un astfel de eveniment. Au fost invocați fiii satului, iar asemănările cu Moldova lui Ștefan cel Mare au pus într-o lumină plină de istorie localitatea atestată documentar în urmă cu peste 600 de ani. Încă de mic copil mi-a plăcut cultura. Îmi plac obiceiurile de iarnă, îmi plac cântece, îmi place jocul și costumul popular. Eu am iubit tot timpul, nu știu cum m-aș simți dacă la o sărbătoare a comunii să fiu în costum, nu în costumul popular. Cred că m-aș simți rău de tot. Veți cânta, veți dansa astăzi, ce veți face? Cum să nu? Facem un program artistic noi de cântece și dansuri populare moldovenești. Mulțumim frumos și o zi cât mai frumoasă. Și noi vă mulțumim și vă invităm și la anul să veniți. Vă așteptăm cu drag. În fiecare an se face așa ceva și noi ne place să ne mulțumim de acest concert. Este tradițional Ziua Comunii. Ce ne puteți spune despre comuna Piatra Șoimului? Nu prea știu multe, că nu sunt aici. Sunt născut aici, dar stau în Rosnov. Nu prea pot să vă spun. Este un primar foarte bun, ascultă de oameni, ce se cere face. E o comună foarte frumoasă, foarte la locul ei. Oameni muncitori și toată regula. Și eu am înțeles foarte mulți plecați în străinătate. Sunt mulți, au rămas numai poflăi ăștia aici. Și ăștia, dacă nu vin de grabă, ne găsești pe ăștia morți. Rămâne pământul praji. Avem un primar, un om gospodar, un om cu bun simț de răspundere și ambiții și este foarte frumos. Odată pe an se merită. Și cum la o petrecere tradițională românească nu lipsește muzica populară, hora imediat s-a încins în bătătură. Doar cu asta mă mândru.